Bun găsit, dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pierdere și transformare. Cum gestionăm momentele dificile din viața noastră? Astăzi este alături de noi Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, și vom discuta despre ceea ce înseamnă o pierdere, indiferent că vorbim despre pierderea unei persoane dragi, prin decesul acesteia sau prin separare, printr-un divorț, eu știu, despre pierderea unor bunuri materiale, lucruri de care ne-am atașat foarte mult sau despre pierderea unui job, pornind de la o noutate editorială, o carte foarte, foarte îndrăgită și mult așteptată, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, de Verena Cast, o carte publicată în colecția junghiana a editurii Herald. Și, așa cum vă spuneam, această superbă carte face parte din campania Pierdere și transformare, cum să gestionăm momentele dificile din viața noastră. Prin această fenomenală, am putea spune, lucrare, Verena Cast, renumit psihoterapeut de orientare junghiană, a reușit să readucă jelirea, travaliul de doliu, doliul post-traumatic, pe făgașul normal al vieții noastre psihice, pentru a-și urma cursul cumva natural. Dintr-un proces ambigu și extrem, putem spune, extrem de dureros și de traumatizant, care ne zdruncină existența și întreaga concepție despre noi, despre lume, despre viață, autoarea construiește pas cu pas o cale către eliberarea din închisoarea, i-am putea spune, încremenirii în suferința pierderii, care realizează către realizarea de sine și să spunem, mai înaltă autocunoaștere, către împăcarea cu viața, dar bineînțeles și cu moartea. Sunt câteva capitole care mi-au atras atenția în cadrul acestei cărți și aș vrea doar foarte pe scurt să le menționez, pentru că vom discuta foarte mult despre această frumoasă carte, Experiența morții la moartea unei persoane iubite. Experiența morții și doliul în oglindă, în oglinda unor serii de vise. Un lucru foarte important, visele ghid pentru travaliul de doliu, și anume fazele doliului, să spunem, faza de negare atunci când stăm de multe ori și ne întrebăm, dar toate lucrurile mi se întâmplă numai mie sau mie nu mi se poate întâmpla așa ceva, chiar și atunci când vorbim despre o boală, da, despre o tulburare pe care o suportă organismul nostru. Faza emergenței emoțiilor, faza de căutare și de separare, faza noi relații cu sine și cu lumea. Iată, o carte, spun, așa cum spuneam și puțin mai devreme, o carte cu totul și cu totul remarcabilă. Claudia, ce te-a impresionat la această carte și cum am putea noi, prin ceea ce, iată, ne comunică Verena Cast în această carte, Dolul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, să înțelegem de fapt mai bine ce se întâmplă, să înțelegem mai bine provocările la care suntem supuși cumva din partea vieții, să vedem toate lucrurile care ni se întâmplă în viață, chiar și atunci când vorbim despre o pierdere foarte grea, prin moartea unei persoane dragi sau prin separare, prin divorț, să înțelegem că de fapt toate aceste lucruri sunt niște oportunități, poate niște lecții de viață, din care noi avem de învățat ceva, pentru că, și de multe ori am spus acest lucru, nimic pe lumea asta nu este întâmplător. Bună, Sorin, și mulțumesc mult pentru invitație. Bine, răsfoind cartea, ceea ce m-a bucurat mult, să zic așa, este felul în care ea spune cum toate aceste emoții prin care trecem când ne separăm de ceva sau când moare cineva drag, este pusă într-o normalitate, pentru că de obicei este pusă ca un tabu. Nu ne dăm voie să plângem foarte mult, nu ne dăm voie să suferim foarte mult și multe persoane trăiesc o despărțire de genul acesta cu trebuie să fiu puternic, trebuie să fiu puternică. Și atunci a fi puternic, pe înțelesul multora, înseamnă să nu simt.
să înghit toate emoțiile mele și asta îngreunează foarte mult trăirea și depășirea unui doliu, trăirea și depășirea unei despărțiri sau unei separări. Și asta accentuează foarte mult alte emoții care pot veni după aceea. Sunt multe persoane, de exemplu, care trec prin asta și neagă aceste emoții sau rămân oarecum o perioadă de timp lungă, vorbim de 3 luni, 6 luni, chiar un an, în fața de negare. Și atunci emoțiile, suferința, golul acela de pierdere, tristețea sau furie sau neputința sau orice alte emoții care poate să vină pe urma unei despărțiri, apar abia după ce se trece de perioada asta. Deci ele oricum ies din noi. Emoțiile, în dinamica lor, sunt făcute să ne aducă anumite informații prin trăirile acelea. Emoțiile pozitive, cum spuneam și în alte ocazii, ne zic, e ok, e bine ceea ce trăiești. Continuă așa. Și emoțiile negative ne spun unde avem de schimbat ceva în interiorul nostru, ce avem de recadrat, ce avem de învățat, ce avem de schimbat punctual în anumite lucruri. Noi putem găsi aceste lucruri în momentul în care ascultăm acele emoții, în momentul în care le lăsăm să iasă. Doar că noi n-am învățat să ascultăm emoțiile noastre și să le scoatem din noi, să le ascultăm și să le scoatem într-un mod igienic. Pentru că de multe ori nu vrem că ceilalți să ne vadă plângând, nu vrem să facem să supere pe celălalt, nu vrem etc. Și atunci nu înghițim asta, dar nu le scoatem nici în intimitatea noastră, nici în legătura cu noi, să știm ce e și cum e, ca după ce să putem să revenim în relație. Acum, când trecem pe o perioadă de despărțire, mai ales dacă este vorba de moartea cuiva drag, cum scrie în carte, avem tot felul de procese interne care se pun în mișcare legate de toate acele lucruri pe care am fi vrut să le facem și nu le-am făcut, toate acele lucruri pe care nu i-am spus și am fi vrut să spunem, toate acele lucruri care i-am spus și acum noi regretăm că i-am spus sau am făcut, și atunci poate să apară vinovăție, poate să apară regrete, pot să apară, abandon, trădare sau etc. Rușine, da? Neputință? Rușinea, neputința și toate aceste emoții care apar și oarecum sunt firești să apară, pentru că după o despărțire de genul acesta, sau cum ziceai mai devreme, după unui divorț, dar mai ales după moartea cuiva, este necesar o perioadă de curățare, o perioadă de ascultare în care eu recadrez ce este în interiorul meu, ce a rămas în viața mea, ca să pot să merg mai departe. Dar aici este una, să zicem, o credință sau o dinamică care apare, care este menționată și în carte, este că eu nu-mi permit să. Și ceea ce am observat eu din practica mea, că de multe ori acest nu-mi permit să fiu fericită, nu-mi permit să depășesc această despărțire, este pentru că se leagă foarte mult iubirea de suferință. Adică, dacă eu nu sufăr după o despărțire, înseamnă că n-am iubit. Și atunci eu trebuie să sufăr. Cumva multe persoane inconștient își sabotează viața, își distrug viața după moartea cuiva, tocmai în încercarea de a-i arata cât de mult a iubit, pentru că fără persoana cealaltă nu se poate trăi. Și se leagă foarte mult iubirea de suferința. Și este legat, din punctul meu de vedere, de o altă credință care ține mai degrabă de dependență decât de iubirea propriu-zisă. În concepția mea, iubirea este un sentiment care eliberează. Când noi intrăm în contact cu iubirea către cineva, indiferent că este mama, tata, un frate sau sora, cineva din familie, un copil, sau este un partener, un iubit, un prieten, un coleg, noi ne simțim bine.
Pentru că iubirea, ca sentiment, ca stare, aduce starea de bine. Noi suferim când intrăm în contact cu fricile noastre, cu abandonul din noi, cu rănile din copilărie sau alte lucruri. Dacă mie mi-e frică să fiu respinsă și să zicem că m-am certat cu partenerul meu, eu o să sufăr foarte mult. Dar nu o să sufăr din iubire. Eu nu sufăr din iubire. Nimeni nu suferă din iubire. Suferim din teama de lipsa iubirii. Da. Suferim pentru că ne frică să pierdem, pentru că deja trăim golul respectiv. Suferim pentru că s-a atins o rană din interiorul meu nevindecată din copilărie. O nevoie de tatic neîmplinită, o nevoie de mamică neîmplinită. O nevoie, o situație neîncheiată în interiorul meu care s-a reactivat. Poate legată de moartea unui bunic sau poate legată de, nu știu, moartea unui coleg sau etc. etc. Situațiile acestea neîncheiate pe care le avem, dolile acelea nefăcute pe care le avem în interior și le-am păstrat în interior, când intrăm în contact cu o situație de despărțire, de pierdere, care poate de un job, de un prieten sau mamă de casă, etc., orice are legătura cu despărțire, în principiu, va atinge acea situație neîncheiată sau acea rană din interiorul meu și atunci voi trăi cele două suferințe, cele trei suferințe, cele patru suferințe și atunci suferința mea de acum se amplifică foarte mult ca trăire. O simt foarte intens pentru că nu este o singură situație, sunt două, trei, patru, cinci situații care eu le trăiesc în același timp și de-aia suferim foarte mult. Deci noi nu suferim de iubire. Noi suferim de dependență, suferim de tristețe, suferim de frică, suferim de vinovăție, suferim de alte emoții care sunt mai coerente cu suferința, dar nu suferim de iubire. Când ne aducem aminte și intrăm în contact cu iubirea aceea care se află în sufletul nostru vis-a-vis de cineva, noi ne simțim bine. Începem să zâmbim imediat. Dar când intram în contact cu nu merit să fiu iubit sau iubită, de ce mie și nu altora sau orice altceva, da, vom declanșa sau se vor pune în mișcare în interiorul nostru acele emoții negative care ies la suprafață mult mai ușor atunci când ne despărțim de cineva drag. Deci, ascultarea acestor emoții ne va ajuta foarte mult să putem să depășim, să facem un loc nou în interiorul nostru pentru a aduce alte emoții mult mai pozitive, mult mai coerente cu noi în momentul respectiv ca să putem trăi viața mai departe. Deci, dacă eu în concepțiile mele, în credințele mele am că dacă eu, că fără persoana respectivă eu nu pot să trăiesc, atunci da, risc să cad într-o depresie foarte profundă, risc să nu-mi dau, să încep să simt tristețea, chiar dacă nu ajung în depresie. Pentru că nu-mi dau voie să fiu bine, nu-mi dau voie să fiu fericită sau fericit și atunci îmi creez dificultății la job, îmi creez dificultăți în familie, pentru că trebuie să arăt că sufăr, ca să arăt că iubesc. Dar este o credință care se vede foarte clar în tot ce înseamnă iubirea romantică. Fără celălalt nu pot să trăiesc, nu pot să respir dacă celălalt nu e cu mine și etc. etc. Deci, cu concepția aceasta, noi riscăm să ne sabotăm foarte mult viața și bucuriile noastre de a trăi și să rămânem blocați în perioada de doliu foarte mult timp, chiar și ani, până când reușim să depășim această concepție și să vedem că felul nostru de a arăta acea iubire către persoana respectivă poate să ia mai multe forme, nu doar a suferinței, nu doar a lipsei de bucurie sau a dificultății. Da? Și asta vine de multe ori și cu vinovăție. Cum pot să trăiesc eu fericită dacă mama a plecat? Cum pot să-mi refac viața dacă am trecut prin un divorț? Dacă mi-am pierdut jobul, sunt un ratat sau o ratată, nu pot să aspir la un job mai bun. Și tot felul de lucruri pe care le avem,
legate de felul în care noi ne sabotăm viața pentru ca întreținem sau ținem la anumite credințe care le credem adevărate, dar care nu ne aduc un beneficiu personal. Din punctul meu de vedere, toate credințele care în momentul prezent nu mi-aduc o bucurie, nu mi-aduc o stare de liniște, o stare de pace, o stare de relaxare, este necesar să încep să le revisuiesc, să văd ce pot să schimb în ele ca să pot să întrețin o stare mai bună. Pentru că e clar că acele credințe nu mi-aduc o stare bună, cum este aceasta. Trebuie să sufăr ca să arăt că iubesc, dar noi putem să arătăm că i-am iubit trăind foarte bine. Noi putem onora viața cuiva sau ceea ce m-a învățat mama sau ce m-a învățat tata sau etc. tocmai punând în valoare tot ce am trăit eu cu ei bun, tot ce am luat bun de la ei și cum pot să le fructific în viața mea tocmai în onoarea lor, în numele lor. Adică eu trăiesc viața mea din plin tocmai ca să-mi onorez mama, ca să-mi onorez tata, să-mi onorez nu știu, un bunic sau etc., pentru că ei m-au învățat foarte multe lucruri. Dacă ei nu erau, eu nu eram aici. Dacă ei nu erau, eu nu puteam să am copii. Deci, toate acele lucruri bune se pot transmite mai departe și eu pot să trăiesc viața mea din plin, tocmai în onoarea și în amintirea lor. Pentru că dacă avem credința că ei au plecat în cer sau ne veghează de undeva, cu siguranță ei nu vor să mă vadă tristă, suferind, în depresie și estrecându-mi viața doar pentru că ei au murit. Și atunci noi avem vise sau ne ating anumite fraze care le vedem la televizor sau pe internet sau de vorba cu un prieten sau cu o prietenă sau într-o carte care zic asta este un mesaj de la care ne zice trăiește-ți viața. Dar de multe ori senzația de pierdere tocmai pentru că se ating alte răni din trecut este atât de mare încât simțim că am pierdut o parte din noi. Atenție acolo, că este legată de o dependență foarte mare. Adică poate să existe și iubire și dependență. Dar golul acela foarte mare pe care îl simțim, pierderea aceea puternică și ca și cum o parte din mine ar fi plecat, este legată de dependența pe care o avem de persoana respectivă, sau nu de iubire. Exact, sau de un foarte puternic atașament față de persoana respectivă. Deci, un atașament puternic va ajunge la o dependență și atunci eu pierd senzația, nu pierd nimic de fapt. Am senzația că eu pierd o parte din mine tocmai pentru că eu m-am legat de acea persoană. Dar noi avem capacitatea de a ne lega de persoane, dar avem capacitatea de a ne deslega de acele persoane pentru că nu este un lucru firesc. Nu ne-am născut siamezi. Dacă noi am fost în stare să ne creăm propriul nostru corp, dacă am fost în stare să ne dezvoltăm de atât de mici la înălțimea pe care avem acum, dacă suntem în stare să muncim și să facem lucruri, nu avem nevoie de contopirea cu altcineva. Avem nevoie de relații cu alții, dar nu de contopirea. Și atunci când ajungem să ne contopim, să ne identificăm cu mama, cu tata, cu soră, cu frate, cu iubitul, cu iubita, cu copilul, etc., noi ne atașăm, noi ne lipim de ceilalți cu superglu și când mă dezlipesc, da, doare. Că știți că dacă trageți la superglu, iese pielea și tot. Doare, dar nu e un lucru firesc din punctul meu de vedere. Pentru că firesc este să fim independenți, dar relaționăm împreună, ne angrenăm în anumite situații, dar nu pierdem independența noastră. Când începem să ne lipim și să apară un atașament prea puternic și o dependență față de ceilalți, atunci da, vom simți aceste lucruri ca și cum se pierde ceva. Pentru că eu nu pot să trăiesc fără cineva. Nu pot să trăiesc fără cineva. Și atunci, de multe ori, se vede, de exemplu, în constelație sau în lucruri energetici,
tocmai pentru că dependența mea este atât de mare, eu las să plece sau dau, ofer, donez o bucată din sufletul meu celuilalt. Sau pot să las, de exemplu, sunt foarte, mi-e foarte drag casa și mă mut, pot să las în anumite lucruri o bucată din suflet și atunci, da, am senzația că pierd ceva din mine și după aceea va trebui să recuperez acele bucățele ca să mă reîntregesc eu. Dar tot devin, lucrurile astea se întâmplă pentru că eu mă atașez și mă lipesc, mă identific prea mult cu acele lucruri, cu acele persoane și nu mă păstrez întreagă. Și asta ține tot de credințele noastre și alte lucruri. Deci, e important să învățăm să trăim independenți împreună cu ceilalți. Să oferim, să primim, să cerem, să refuzăm într-o armonie, noi și ceilalți, dar fără să creăm dependențe, astfel încât perioadele de doliu și de despărțire să fie mult mai ușor de trăit pentru ambele părți. Da, să ne dăm voie să plângem, să scoatem, pentru că fasele într-un doliu avem fața de negare, nu se putem întâmpla așa ceva. Deci prima fasă de șoc, mai ales când moare cineva și mai ales dacă este brusc, nu e adevărat, care poate să dureze de la câteva minute la luni de zile sau ani. Da? După care începem, după ce începem să acceptăm că s-a întâmplat, încep să apară tot felul de emoții. Mă simt abandonat, trist, furios, neputincios, neputincioasă, trist, cu regrete, furie și toate emoțiile care trec. Revoltă? Și cred că e și o revoltă aici. Revolta, singurătate, tot felul de frici. Adică, în funcție de persoana și ce avem fiecare dintre noi cumulat și păstrat în interiorul nostru, vom trece prin emoțiile, dar să zicem că cele mai comune sunt furia, tristeța, suferința asta a pierderii, sunt cele mai frecvente. Uite, îmi cer scuze, vreau doar un picuț să te completez. Autoarea vorbește chiar și despre un soi de insensibilitate sau o mai putem numi un soi de amorțeală emoțională. Faptul că ajungi să nu mai simți. Deci, domnule, nu mai sunt atât de amorțit din cauza durerii, încât nu mai simți. Spune ea la un moment dat, persoana care jelește a încremenit din cauza unui puternic șoc emoțional. Lipsa de sensibilitate care se asociază cu neacceptarea pierderii, faza de negare, de neacceptare, după părerea mea, nu trebuie considerată doar ca o suprimare a veștii neplăcute. Poate fi văzută și ca o imposibilitate de a trăi un sentiment atât de copleșitor, care poate fi foarte intens. Da, da, da. Deci este șocul care te face. Și multe persoane, de exemplu, care trăiesc ca un fel de dedublare. Ca și cum se văd și pe ei în ceea ce fac cu tot ce înseamnă biserica, parastaz, oamenii, acte. E ca și cum ei n-ar fi parte din tot ceea ce se întâmplă, ești fiind în același timp conștienți că sunt acolo, tocmai din cauza acestei amorțiri, dar suntem în fața de negare. După ce încep să iasă emoțiile și noi le lăsăm să iasă și le trăim și putem să le exprimăm, începe să apară perioada de integrare. Încep să văd resursele pe care le am, ce ar fi vrut persoana care a plecat de la mine, sau în cazul unui divorț, văd care sunt resursele mele, cum mă simt, ce pot să fac în viitor și încep să mă proiectez deja în viitor, până când se va curăța aceste emoții și voi putea să mă simt din nou întreagă, să continui viața mea, care ar fi faza de integrare a evenimentului și în momentul acela eu voi putea să-mi aduc aminte de eveniment fără să sufăr. Deci asta este semnul că am integrat un eveniment, că am integrat o despărțire. Dacă eu sunt încă în fața de furie sau de tristețe sau de negare, eu când mi-aduc aminte de evenimentul despărțirii, voi suferi din nou, pentru că se trezesc toate emoțiile. Da? Deci este posibil
Și este foarte frumos când cineva poate să onoreze unei persoane care a plecat prin bucurie, prin reușită, prin trăirea deplină a vieții, da? În întregimea lor. Dar e foarte important să ne păstrăm întregi. Și avem tot felul de fraze care zicem, știi? Când vedem pe cineva drag care suferă, mi se rupe sufletul. Deja încep eu să dau comanda, să-l crapam, să putem da bucățele. Știi, mi-am lăsat sufletul acolo. Nu, mi-am luat sufletul de acolo. Nu lăsăm bucățele din noi, nu e ok, mi-a plăcut o casă, las o mână, mi-a plăcut un restaurant, las alta mână, mi-a plăcut nu știu ce iubit, îi las umărul, deci după aceea cum rămânem? Știi, făcuți bucați, nu merge. Trăim de plin ceva și plecăm de acolo tot întregi, cu experiențele pe care le-am avut. Da? Cele bune, super, ne-am distrat, ne-am bucurat. Cele care nu ne-au convenit, avem ceva de învățat de la ele. Dacă învățăm acel ceva, cum zic eu, orice monstru, orice demon, orice situație neplăcută prin care trecem, orice emoție negativă, e ca un carbune. Și de noi depinde să lucrăm, să rămânem cu diamantul. Ce frumos! Dacă vrem să plăcăm carbunele, o să avem mult carbune. Dacă vrem să avem diamantele, este posibil, e puțin de lucru pentru că trebuie să-l băgăm mult sub presiune și să-l curățăm și să facem diverse chestii, este posibil, dar putem să avem multe diamante și este important din punctul meu de vedere să ne dăm voie să trecem prin asta. Un alt aspect care este important este că când ne despărțim de cineva, avem persoane care rămân în jurul nostru și în concepția socială, de obicei, oamenii nu știu cum să reacționeze când cineva plânge, când cineva suferă și atunci prima noastră reacție este nu plânge, nu suferi, fă așa, hai să-ți aduc. Mi s-a întâmplat când eu mai plâng și prietenele mele încep să-ți aduc un ceai, vrei să vii la mine, hai să-ți fac mâncare, știi? Orice, da. ca să nu mai plâng. Da. Și eu vreau să plâng. Exact. Tu numai de asta nu ai chef. Ca ele să vină să hai să-ți facă aia, hai să-ți facă aia, hai să nu știu ce, în ideea de a-ți fi bine. Dar tu de fapt trebuie să trăiești. Tu trebuie să trăiești, să internalizezi cumva durerea și emoțiile. Da. E dificultatea anumitor persoane de a acompania pe cineva care suferă. Pentru că le tresește și lor suferințele lor. Da. Și atunci, de exemplu, am cupluri care au pierdut un copil sau frații care și-au pierdut mama și zic, eu trebuie să fiu puternică, să susțin familia, să fac nu știu ce, să pun nu știu care. Nu, luați-vă în brațe și plângeți împreună, că amândoi suferiți. Dar eu nu pot să te văd să suferi pentru că se tresește suferința mea. Exact. Exact de ce vorbeam, un soi de contagiune a suferinței. Exact de ce vorbeam noi înainte de... Da, e prin rezonanță, adică ceea ce văd mă atinge și pe mine. Și cum eu vreau să înghit emoțiile mele, încerc să asupresc emoțiile tale ca să nu mă doară pe mine. Dar durerile mele sunt în continuare în interiorul meu. Este mult mai util să ne luăm în brațe, plângem împreună, vorbim împreună, ne ascultam ofurile, regrete, etc. Și încetul cu încetul trecem prin toate aceste fase ale doliu care ne vor ajuta să depășim acea situație. De exemplu, cupluri care au pierdut un copil. Ei au o dificultate mare în a vorbi despre eveniment. Ea ca să el să nu sufere, el ca ea să nu sufere și amândoi suferă singuri. Mm-hmm. Când ei reușesc să vorbească, reușesc să exprime suferințele lor, își dau voie să plângă, să se țină în brațe, etc., trec împreună prin acești pași până când depășesc moartea celui copil. Deci e invers, în loc să ne izolăm, ne acompaniam. Nu în sensul de mimetizare, de lipire și de acompaniere. Dar asta de asemenea necesită o recadrare la nivelul nostru de credințe. Că e important să mă ascult pe mine, să mă vindec pe mine și să pot să ascult și să fiu prezent. Acum, dacă nu pot, nu pot. Dar zic, eu nu pot să te ascult. Eu
sufăr foarte mult, mă doare pe mine prea tare și nu pot. Dar se pot găsi alte modalități prin care persoana să treacă prin doliul respectiv. Da? Dar nu asuprirea emoțiilor, care este o tendință generală, din păcate. Da? Deci e important să lăsăm să iasă toate acele emoții și sunt în funcție de tehnici sau în funcție de metode pe care le aplicăm. Travalii de doliu au diferite tehnici sau modalități de a trece prin aceste etape. Și e important să le trecem. Să lăsăm emoțiile. Și fluxul este, de obicei, ne amintim de lucruri bune, ne bucurăm, ne este dor, suferim, iarăși ne apucă nervii, tristețea, suferința, după care din nou ne amintim de lucruri bune, ne bucurăm, la la la, după care din nou. Și acest flux între lucruri pozitive și lucruri negative ne ajută să scoatem toate emoțiile și să curățăm ce avem de curățat în interiorul nostru. E un proces natural. Dar dacă eu inhib emoțiile mele și continui să le tasez în interiorul meu, procesul acesta natural pe care, să zicem, s-ar întâmpla în câteva luni ca să integrez moartea cuiva sau despărțirea de un soț sau de casă sau de țară, etc., poate să dureze mult, mult, mult mai mult timp. Și ani de zile, și 10 ani, și 20 de ani, pentru că eu inhib acest proces, adică blochez aici, blochez aici, blochez aici, blochez aici, și de-aia durează mai mult timp. Da? Și o altă credință care este, apropo de timp, care este foarte prezentă, timpul le va rezolva. Da, timpul rezolvă. Și acolo aduc alta recadrare. Timpul în sine nu rezolvă nimic. Da? Eu am persoane care lucrează la mine, pornind de la o altă situație, ajungem la un doliu nefăcut de acum 20 de ani. Da? Deci timpul nu rezolvă nimic. Ce fac eu în timpul acela poate rezolva ceea ce avem noi de rezolvat. Da? Deci un doliu nefăcut care l-am băgat eu în inconștient poate să iasă peste 20 de ani ca să-l fac atunci. Deci timpul nu rezolvă nimic. Dar ce fac eu în acel timp poate să rezolve multe lucruri în interiorul meu și prin reflexie sau prin proiecție în exteriorul meu. Da? Deci este important să ne lăsăm să trecem câteva luni, vom depăși situația trăind acele emoții. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre doliu și separarea de Verena Cast, fazele și oportunitățile procesului psihologic. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum să gestionăm momentele dificile din viața noastră atunci când vorbim despre pierderea unei persoane dragi, eu știu, prin deces sau prin divorț, prin separare sau poate pierderea unui job, care sunt toate fazele acestea ale procesului psihologic care țin de internalizarea acestei suferințe, dureri și a dolului post-traumatic. Mulțumim din suflet, Claudia Himeno. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!